Și închină-te cu mine. Haide să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dar Dumnezeul nu era așa lui Saul. Era numai al lui Samuel. Revenind la Apostolul Pavel, iată ce spune el în continuare, versetul 10 din 1 Corinteni 15. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Care era recunoștința lui Pavel? Că Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și dacă s-a realizat ceva, dacă a făcut el ceva, zice, nu eu am făcut. Ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Și prin Harul lui sunt ce sunt. De ce a ajuns Pavel așa cum îl cunoaștem și cum ne prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, un apostol deosebit? Pentru că a lăsat ca Harul lui Dumnezeu să stăpânească în viața lui. Și preocuparea lui a fost întotdeauna ca acest har pe care Domnul i-l-a acordat să nu fie zadarnic. Și ne sfătuiește și pe noi astăzi să facem acest lucru, să avem această preocupare. El scrie în a doua Corinteni, capitolul 6, versetul 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar Harul lui Dumnezeu. Cum spuneam și nouă, ne spune Dumnezeu la fel ca și lui Pavel, Harul meu îți este de ajuns. Și sfatul din partea lui Pavel, care a experimentat Harul lui Dumnezeu, către noi astăzi este să facem în așa fel încât să nu facem în zadar Harul lui Dumnezeu pentru noi. Și ce să facem cu acest Har al lui Dumnezeu? Iată ce spune el în epistola sa către Romani la capitolul 5, versetul 21. După cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și Harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Saul, și Pavel, și toți oamenii de-a lungul timpului au avut, cum spuneam la început, și calități, și defecte. Dar cei care au lăsat ca Harul lui Dumnezeu să stăpânească în viața lor, au biruit defectele din caracterul lor. Aici Pavel amintește, păcatul a stăpânit, dând defecte de caracter. Nu? Dând moarte, spune el. Defectele acestea, dacă nu sunt biruite, păcatele, dacă nu le îndepărtăm și nu le biruim, aduce moarte în viața noastră. Dar, alături de această variantă, spune Pavel, că Dumnezeu oferă Harul Său. Care ce aduce? Neprihănire. În ce condiție aduce Harul neprihănirea? Când Harul stăpânește în viața noastră. Și nu păcatul. Nu așa ca la Saul. La el stăpânea păcatul, mândria, înălțarea de sine, erau preocupările sale. Pe când în viața lui Pavel, el căuta să nu facă Harul lui Dumnezeu zadarnic pentru el, ci a căutat să împlinească voia lui Dumnezeu. Și Harul acesta a fost folositor în viața lui Pavel, a adus neprihănirea și viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Experiența căreia dintre aceste două persoane vrem noi să o avem.
fiecare să ne răspundem personal și să ne verificăm viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu și cu Harul Său. Desigur că răspunsul, cred că toți îl dăm, că vrem să avem experiența lui Pavel. Dacă din punct de vedere teoretic ne dorim lucrul acesta, nu este de ajuns. Ci viața practică trebuie să o dovedească. Și să nu uităm un lucru pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni-l amintește și pe care vreau să-l citesc. Și anume, că de multe ori cădem în ispitele vrășmașului și considerăm că n-am făcut nimic rău. De ce? Pentru că suntem amăgiți de El să înfăptuim mici păcate. Lucruri mici, îndepărtări mici de la cerințele lui Dumnezeu, care sunt expuse cu claritate în Cuvântul Său. Mulți care s-ar îndepărta cu groază de la vreo fără de lege mare, sunt conduși să considere că în lucrurile mărunte, păcatul are consecințe neînsemnate. Însă, aceste mici păcate scurg viața evlavioasă din suflet. Picioarele care intră pe o potecă ce se desparte de calea cea dreaptă, se îndreaptă către calea cea largă, care se înfundă prin moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în acest punct și cred că este demn de luat în considerare. Cu toții ne ferim de păcate mari. Ne ferim de ucideri, de alte lucruri de genul acesta. De hoții. Nu facem casa nimănui. Dar în alte feluri, în alte forme, zicem noi că nu-i chiar așa. Și știm cu toții, fiecare, care sunt acele mici îngăduințe pe care ni le permitem și despre care știm că în Cuvântul lui Dumnezeu este scris clar că nu e bine. Aici spune Cuvântul Sfânt că Satan are mult succes. Și dacă ne determină să ne permitem mici îngăduințe, mici îndepărtări de la cerințele expuse clar în Cuvântul lui Dumnezeu, mici păcate, așa ni se prezintă, că sunt păcate mici, dar păcatul este păcat. Este călcarea legii. Fie că este mic, fie că este mare, păcatul este călcarea legii. Și odată ce legea lui Dumnezeu este călcată, înseamnă că păcatul stăpânește în viața noastră. Și care este consecința acestui fapt? Ce aduce stăpânirea păcatului în viața noastră? Aduce moartea. Pe când, dacă suntem preocupați ca să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și să împlinim cerințele sale, nu facem altceva decât să folosim Harul lui Dumnezeu. Acea putere pe care nimeni nu o poate birui. Nici pământul, nici moartea, nici iadul, nici o stăpânire, ci este puterea care ne poate ajuta să biruim. Și ce aduce această biruință a păcatului în viața și caracterul nostru? Spunea Pavel că aduce neprihănire. Și consecința mai departe este viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Doresc ca toți să avem această experiență apostolului Pavel, care a fost preocupat întotdeauna să folosească Harul lui Dumnezeu. Să nu îl facă zadarnic, ci să îl folosească din plin și să câștige biruința. Și a câștigat-o. Domnul să ne ajute și nouă să fim preocupați de acest lucru. Această putere
divină pe care Domnul ne oferă și pe care nu poate birui nimeni, să ne ajute să biruim defectele din caracterul nostru, care Cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt serioase. Toți avem defecte serioase de caracter, dar avem și calități. Dumnezeu vrea să întărească calitățile și să ne ajute să biruim defectele. Și Harul Său, puterea Sa, este la dispoziția noastră. Să folosim această putere, acest Har, pentru ca să avem această experiență a lui Pavel, să ieșim biruitori, să câștigăm biruința, să dobândim neprihănirea și prin Domnul Iisus Hristos viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta. Amin.